Comisia Electorală Centrală a validat turul întâi al alegerilor prezidențiale care s-a desfășurat pe 1 noiembrie. Potrivit deciziei Comisiei Electorale Centrale, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, au participat 1.368.516 cetățeni cu drept de vot, adică 48,54% dintre cei înscriși în registrul de stat al alegătorilor. În același timp, Comisia a stabilit că turul 2 de scrutin va avea loc pe data de 15 noiembrie. Buletinul de vot vor fi trecute două nume, conform scorului obținut la exercițiul electoral din 1 noiembrie, Maia Sandu și Igor Dodon.